Bogatul se spune că privea din flăcările iadului. De ce v-am spus lucrul ăsta? Deseori întâlnim expresia cine a venit de acolo. Mulți au venit de acolo. Deschideți Faptele Apostolilor și citiți. Și mulți drepți au fost văzuți prin cetatea Ierusalimului după înviere. Deci la înviere nu s-a deschis mormântul și a plecat numai Hristos din mormânt. Ci mulți drepți ai Vechiului Testament, care fusese morți, erau văzuți înviați prin Ierusalim. Citiți cu atenție Scriptura, că nu este carte de bucate, ci trebuie decriptată, nu lecturată. În fiecare cuvânt al Scripturii se ascund taine. De acolo din iad, fiind în chinuri bogatul, îl zărește pe Avram, dar în același timp imaginea profetică a lui Avram îi mai dă un tablou sinistru pe Lazar în sânul lui, care spune acolo, se desfăta. Și a început un dialog în lumea nevăzută, dincolo de transcendent, între bine și rău, pe considerentul, repet, că mila trebuie să biruiască bunătatea lui Dumnezeu și nu dreptatea lui trebuie să fie cea care stăpânește lumea. Și astăzi noi, cei de pe pământ, deseori folosim această expresie când spunem dacă Dumnezeu e așa de bun, de ce a făcut iadul? Ei nu spune. N-ați vrea voi să coboare Dumnezeu să ne dea nouă o explicație de ce a făcut iadul? Iadul nu l-a făcut pentru noi, fraților. Mergeți în focul cel veșnic, gătit diavolilor și slugilor lui. Deci, cu ce scop a făcut Dumnezeu iadul? Pentru diavol, nu pentru oameni. Oamenii au ales să trăiască ca diavolii și-au ajuns acolo. Și slugilor lui. Vedeți? Deci îl acuzăm pe Dumnezeu gratis. Deci nu Dumnezeu ne trimite acolo. Noi alegem locul acela. Când îți pui capăt vieții, ajungi acolo. Când bei și distrugi familia, ajungi acolo. Când curvărești și strici casa și alte case, ajungi acolo. Când faci rău sau faci criminalitate, ajungi acolo. Când faci toate nenorocirile și toate blestemățiile pământului, care spune frumos în rugăciunea de împărtășanie, rușine este a leșigării, ajungi acolo. Deci avem multe motivații prin care noi putem ajunge acolo, deși nu suntem destinați pentru acolo. Omul a fost creat anume pentru rai. De aia l-aș făcut Dumnezeu în grădina raiului. Întâi a îngrădit pământul, a sădit pomii, a făcut raiul spre răsărit și apoi l-a plămădit pe om. Nu l-a făcut undeva la întâmplare pe pământ, ci în rai. Voia Avram un lucru simplu. Iată ce simplă este milostenia, plecând de la punctul culminus, cel mai mic. Cum spunea părintele Arsenie Papacioc când trăia? Băi, dacă n-ai cuiva să-i dai ceva de pomană, zi o vorbă bună. Băi, aia costă, că poate nu ai în cap. Mai avea bătrânul și altă vorbă. Băi, dă-i o mână caldă. Adică compătimește-l. Trăiește suferința lui măcar la modul sufletesc. Bă, îmi pare rău că ești în suferință. N-am ce să te ajut și eu sunt la fel de sărac ca tine. Dar dacă l-ai compătimit, ai făcut ceva. Iată o formă de milostenie și mai sensibilă. Părinte Avram, fă-ți milă de mine. Trimite-l pe Lazar să ude vârful degetelor în apă, degetul lui în apă, să-mi răcoresc limba, căci mă chinui greu în această văpaie. Ca cele ce sunteți gospodine și stați deseori deasupra aragazului sau deasupra sobei la făcut mâncare și un foc care trece, îl dai din buton cât ai nevoie sau pui pe foc în sobă cât trebuie. Și ați simțit odată dogoarea oalei când vezi dacă a fiert, când vezi dacă nu-i spumă pe deasupra, dacă nu mai trebuie amestecată mâncarea. Știți ce înseamnă căldura, nu? Și spui, domnule, deschide un pic sau dă drumul la aerul condiționat, că mă sufoc aici în bucătărie de căldură. Deci,
este o formă de a vă face să înțelegeți ce înseamnă văpaia. Dar să stai în flăcările iadului, care sunt, vorba lui Sfântul Efrem Siru sau lui Zosima Pascal, de miliarde de ori mai fierbinți decât focul de lemne. Ce putea face omul acela cu o simplă picătură de apă? În primul rând, sufletul nu bea apă. Acolo era vorba de cu totul altceva, Clement Alexandrin. Cel mai mic cuvânt din Scriptură care să dea o șansă păcătosului la ieșirea din flăcările iadului, acela era picătura de care avea nevoie bogatul. Vedeți, ați luat codul penal în mână, ați făcut o greșeală, ce o fi ea, oricare. Și te duci la avocat și spui, domnule, plătesc oricât, vă rog să-mi căutați o soluție să mă salvați. Și avocatul scoate un aliniat, un punct, o lege, un articol din lege, o bucățică din lege și o prezintă judecătorului și spune, domnule judecător, conform aliniatului cutare, litera cutare, legea cutare, din anul cutare, din paragraful cutare, din articolul cutare, permite ca inculpatul meu să plece de la prezumția de a fi iertat cu suspendare sau de a plăti cauțiunea fără a fi închis și așa mai departe. Judecătorul ține cont de ea, o pune pe hârtie, o analizează cu alți doi judecători ca să nu fie părtinitor și spune, da, domnule, îl absolvim. Uite, asta ne acoperă dacă cineva întreabă, pe această lege am aplicat, de l-am suspendat și nu l-am lăsat să stea încarcerat. Și în Scriptură sunt câteva asemenea paragrafe care ne dau impresia că la prima privire pot scoate omul din iad cu mila lui Dumnezeu. Repet, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine. De ce n-a spus, Doamne, fie-ți milă de mine? Nu știa cine-i Dumnezeu, că n-a avut treabă cu El niciodată. Nu știa ce înseamnă mila lui Dumnezeu, dar știa ceva. Că atunci când a ars Sodoma și Gomora, cele două mari cetăți cu 5 orașe, pentru păcatele peste măsura normalității firești, Avram a pus cuvânt la Dumnezeu și a zis așa, Doamne, dacă-s 50 de drepți, păstrezi cetatea? Da, Avram. Doamne, dar dacă-s numai 40, păstrezi cetatea? Da, Avram. Dar dacă-s numai 30 și atunci Dumnezeu a spus, nu, Avrame, ca să-ți arăt că mila mea e mai mare decât a ta, nici pentru 5 drepți n-am să pierd cetatea. Deci iată o formă sensibilă de a arăta că Dumnezeu poate trece cu vederea păcatul omului. Dar în ce context? Ne spune Sfânta Proscomidie rugăciunea de încheiere a pomenirii morților. Pomenește, Doamne, pe toți cei ce au adormit cu împărtășirea Ta în nădejdea învierii și a vieții veșnice. Dacă Tu n-ai crezut în viața de dincolo și să ne uităm câte pietre de moară avem noi în creștinism care spun în sinea lor și poate nu o spun cu glas tare, dar și poate nu o spun din convingere, dar o spun din curiozitate sau o spun din raționamentul minții. Dar știe cineva unde e raiul? A venit cineva din rai? A venit cineva din groapă? A înviat cineva din morți? Da, fraților, a înviat cineva din morți. Cel mai tare dintre toți, Hristos a înviat din morți și ne-a dorit nouă viață veșnică, să ne închinăm sfinte învierii Lui cei de-a treia zi. Cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le. De ce v-am spus lucrul ăsta? Vroia milă și nu multă, cât un strop. Hai să căutăm alt strop pe care îl dorea bogatul. Pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară, dar pe pământ nu-n iad. Pocăința încetează în clipa morții. Și pe patul de moarte, dacă îți pare rău, poți fi iertat.
dar nu dincolo de moarte. Vom vedea că la el pocăința e dincolo de moarte prin absurditatea pe care o cere în finalul Evangheliei. Și ne întoarcem la subiect. Am 5 frați, Părinte Avram, trimite pe cineva de aici să-i spună cum mă chinuiesc eu. Și ce frumos dă Avram chintesența necredinciosului în 3 expresii simple. Au pe Moise și proroci. 1. Să asculte de ei.